Episcopul Diecezei Romano-Catolice de Iași. Încercăm să vedem care este numele și tema anului pastoral 2022-2023 și de aceea aș vrea să avem informații din partea episcopului care este prezent aici. Lăudat să fie Iisus Hristos, preasfințite, bună dimineața! În vecii vecilor, amin, bună dimineața! Mă bucur să fiți din nou în acest studio al radioului pe care îl apreciați. Ați spus asta și aseară la Sfânta Liturghie de la Bacău. Este minunat și pentru mine. Acum o lună aproximativ am fost iarăși la dimineți împreună și vă mulțumesc că ne-ați onorat cu prezența. V-aș întreba astăzi, anul pastoral 2022-2023 începe în dată la 25 septembrie și se deschide cu tema Uniți în Duhul Sfânt. Ce puteți să ne spuneți despre el și ce finalități sunt urmărite? Într-adevăr, duminică 25 septembrie vom începe un parcurs pastoral la nivel diecezan pe durata a 3 ani. 2022-2025. Prioritatea esențială a planului pastoral este creșterea comuniunii în biserică prin acțiuni concrete de apropiere între toți membrii care să conducă spre un stil de viață înrădăcinat în Evanghelie și spre o mărturie tot mai credibilă în societate, în mijlocul oamenilor. Este adevărat că anul liturgic, așa cum știm, începe în prima duminică din Advent. Cu toate acestea, ați remarcat și trebuie să înțelegem că se impune ca începutul unui an pastoral, deci e vorba de an pastoral, nu an liturgic, începutul anului pastoral să fie anticipat în luna septembrie, astfel încât inițiativele pastorale să țină cont de ritmul comunităților parohiale și în același timp de dinamica societății, de exemplu, deschiderea anului școlar. De asemenea, reluarea activităților după perioada estivală și așa mai departe. Primul an pastoral, așa cum ați menționat, îl vom dedica Duhului Sfânt și unirea pe care noi suntem chemați să o avem permanent cu Duhul Sfânt. Titlul acestei teme de reflecție pentru primul an pastoral este Uniți în Duhul Sfânt. Pe parcursul acestui an pastoral vom avea ocazia să redescoperim identitatea și misiunea Duhului Sfânt în viața bisericii, mai ales în plăsmuirea unității sale. Vom deveni și mai receptivi la lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt care e cam neglijat în pietatea noastră, eu o spun de multe ori când merg cu administrarea tainei Sfântului Mir, încercând să-i fac pe candidații la Mir să înțeleagă cât de importantă este prezența și acțiunea Duhului Sfânt în viața bisericii. Am spus-o de multe ori și o repet, nu putem vorbi de biserică fără Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este Cel pe care Hristos l-a trimis ca rod al învierii sale în ziua de Rusalii și de atunci El lucrează activ în biserică și face ca biserica să fie vie. Iar dorința mea este ca în primul an din cei trei în programul pastoral să fie îndreptată atenția spre Duhul Sfânt, să înțelegem rolul său, misiunea sa, Uniți în Duhul Sfânt, tema așadar a primului an pastoral. Va fi, prin urmare, un an dedicat ascultării glasului Duhului Sfânt și discernământului comunitar, pentru a identifica activitățile pastorale diecezane potrivite cu tematica generală a drumului pastoral din anii 2022-2025. Cu puțin timp înainte de începutul anului, noului an pastoral,
va fi prezentată o scrisoare pastorală ce va aprofunda această tematică, prioritățile, direcțiile de acțiune pe care dorim să ni le însușim. De asemenea, pe parcursul anului sau drumului acestuia pastoral vor fi redactate și oferite materiale care vor susține pregătirea spirituală și catehetică a comunităților diecezei noastre. Eu îi invit pe părinții parohi și pe toți responsabilii instituțiilor bisericii noastre locale să marcheze începutul drumului pastoral 2022-2025 și al noului an pastoral pe data de 25 septembrie prin menționarea acestui eveniment la celebrarea Sfintelor Liturghii. De asemenea și prin afișarea imaginii simbol a rusaliilor într-un loc vizibil din biserici și din instituții. Ne exprimăm încrederea că acest an pastoral trienal ne va ajuta pe toți să mergem împreună, așa cum ne-a invitat Sfântul Părinte Papa Francisc, încercând să dezvoltăm tot mai mult sensul apartenenței noastre la marea familie a lui Dumnezeu, comuniunea și unitatea dintre noi, precum și responsabilitatea care ne revine fiecăruia în a participa la binele întregii biserici. Și o rugăm pe Sfânta Fecioară Maria, care este Maica Bisericii, dar și Maica Unității, să ne susțină cu iubirea ei maternă și duioasă în același timp, mijlocind pentru noi la Fiul ei harurile de care avem nevoie pentru ca anul pastoral să fie cât mai rodnic. Da. Unitate, comuniune, responsabilitate, toate înțelese așa într-o unire cu Duhul Sfânt. Trebuie să le spunem ascultătorilor și telespectatorilor că avem o imagine reprezentativă pentru acest parcurs pastoral. Este vorba de, acum apare pentru telespectatorii noștri, coborârea Duhului Sfânt, un mozaic din Catedrala Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași. Și citiți acolo motoul: uniți în familia lui Dumnezeu, trăim bucuria Evangheliei. Biserica, așadar, este altfel decât cum citeam noi, societas perfecta, o societate perfectă, da, dar acest termen familia lui Dumnezeu este altfel, ne încălzește inimile și vrem să simțim în această familie iubire, unitate, corresponsabilitate. Însă și în acest sens mă gândesc, preasfințite, ați inițiat și vizitele pastorale, canonice, care vor începe din luna octombrie în dieceza noastră. Și aș vrea să le spuneți ascultătorilor, telespectatorilor noștri, Angelus TV, ce urmăriți cu aceste vizite? Vreau să menționez de la început că au trecut aproape 3 ani sau 3 ani și mai bine, nu? Aproape 3 ani de când am început slujirea mea episcopală în dieceza de Iași și de atunci am avut ocazia să vizitez mare parte din comunitățile noastre parohiale. M-am întâlnit personal și în diferite ocazii cu preoții, cu seminariștii, cu persoanele consacrate, cu membrii diferitelor asociații prezente pe teritoriul diecezei noastre de Iași și cu multe alte persoane implicate în câmpul educațional, cultural și caritativ. Vizita pastorală este, cum citim în Lumen Gentium la capitolul 23, este o acțiune apostolică pe care episcopul trebuie să o desfășoare, animat de caritatea pastorală care îl distinge în mod concret ca principiu și temelie vizibilă a unității în biserica particulară. În primul rând, vizita pastorală trebuie înțeleasă nu ca un act birocratic sau ca o împlinire, să spunem așa, formală
a unei norme ecleziastice, pentru că este prevăzută în dreptul canonic, ci să fie văzută vizita pastorală ca un moment de har care cere să fie trăit cu o atitudine interioară luminată de credință. Deci lucrul acesta este foarte important. Moment de har, vizita pastorală a episcopului în parohie, în fiecare parohie. În al doilea rând, vizita pastorală se referă concret la contactul personal pe care episcopul vrea să-l aibă cu membrii unei comunități parohiale, începând cu parohul, cu părinții vicari acolo unde sunt și cu toți aceia care sunt implicați în diferite activități sau în structuri pastorale. În al treilea rând sau a treia caracteristică a vizitei pastorale este atenția față de modul în care sunt, să spunem așa, determinate prioritățile pastorale, precum și față de mijloacele concrete ce permit îndeplinirea obiectivelor pastorale ale comunității. Cât privește pregătirea vizitei pastorale, fiecare comunitate să fie informată din timp cu privire la perioada și modalitatea de desfășurare a vizitei. Apoi, în așteptarea vizitei, recomandăm să fie organizate diferite momente de rugăciune cu comunitatea sau cu diferite categorii de persoane și să implore de la Dumnezeu harurile de care avem nevoie pentru binele nostru și al comunităților noastre. Și, în al treilea rând, să nu lipsească unele întâlniri informative sau predici chiar tematice, în cadrul cărora să fie aprofundată semnificația vizitei pastorale. Și în acest sens, eu voi cere celor de la oficiul pentru cateheză, din cadrul diecezii sau al episcopiei noastre de Iași, să pună la dispoziție mai multe materiale care să ne ghideze în munca aceasta de pregătire a vizitei pastorale. Cât privește desfășurarea propriu-zisă a vizitei pastorale, programul vizitei în fiecare parohie va include în mod necesar, în primul rând, celebrarea Sfintei Liturghii, împreună episcopul cu părintele paroh, preoții care sunt acolo unde sunt și părinți vicari, celebrarea Sfintei Liturghii împreună cu comunitatea. Este esențial acest lucru. Apoi întâlnirea cu părintele paroh, cu ceilalți preoți angajați în slujirea comunității, întâlnirea cu persoanele consacrate prezente în parohie, întâlnirea cu Consiliul Pastoral Parohial, întâlnirea cu Consiliul Economic Parohial. Noi am trimis din timp să se înființeze acest Consiliu Pastoral și Consiliul Economic al parohiei. Întâlnirea cu diferitele categorii de credincioși, cu copii, cu tinerii, cu cateheții și așa mai departe. Vizitarea eventualelor case pentru vârstnici, acolo unde sunt, grădinițe, de asemenea orfelinate, școli sau alte instituții aflate sub tutela bisericii. De asemenea, un interval de timp va fi destinat întâlnirilor individuale cu credincioșii și, de asemenea, vizitarea unor persoane bolnave sau înaintate în vârstă care nu se pot deplasa la biserică. Sigur, unde comunitățile sunt mari și sunt multe persoane de felul acesta, nu am posibilitatea să merg la toate, dar la câteva din ele voi încerca să ajung pentru a lua contact și cu aceste persoane. De fapt, aceștia sunt privilegiații lui Dumnezeu. Eu cer tuturor un angajament constant pentru reușita acestor vizite pastorale, și atât din partea parohilor, responsabilii comunităților parohiale,
dar și din partea comunității respective, rugăciune și cu ajutorul lui Dumnezeu să încercăm să facem rodnice aceste vizite pastorale care sunt foarte importante, nu numai pentru mine ca episcop, pentru a cunoaște bine fiecare comunitate parohială, dar și pentru comunitatea ca atare. Sfânta Fecioară Maria, mereu o invocăm și o invoc în ajutor, că este Maica Bisericii și Regina Apostolilor, să ne însoțească cu mijlocirea ei la Fiul ei pentru reușita acestor vizite pastorale. Da, înțelegem foarte bine, preasfințite, că această vizită canonică, pastorală, în fiecare comunitate a diecezei, nu este o vizită diplomatică, nu este o vizită cu un interes pregnant administrativ, chiar deloc, ci aveți în vedere întâlniri cu părinții parohi, apoi cu diferite consilii, asociațiile din parohie. Ați pomenit și de persoanele care sunt bolnave, sunt izolate, așadar păstorul este angajat să își cunoască oițele și locul în care trăiesc credincioșii și este o întâlnire. Mă gândesc și la acest gând biblic, Dumnezeu vizitează poporul său, însă aceste vizite sunt prin intermediul profeților în Vechiul Testament și regilor drepți. Iată acum păstorul, episcopul diecezei, cel care conduce toate parohiile, își întâlnește credincioșii. Dar îi veți întâlni și pe copilași, copiii care au început în această săptămână școala. De aceea mă gândeam, poate aveți un gând să le transmiteți, ați scris un mesaj și este publicat pe Ercis, cum Iisus Hristos creștea în înțelepciune, în vârstă și în har. Copiii au nevoie de un cuvânt din partea episcopului, un gând, o încurajare. Care să fie acest gând? Sigur, copiii trebuie să privească mereu la Iisus, modelul lor, Iisus care, așa cum citim în Evanghelie, creștea în înțelepciune, în vârstă și în har înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Eu am participat anul acesta la deschiderea anului școlar la seminarul mic din Bacău. Și acolo am subliniat câteva lucruri, fac o sinteză aici, adresându-mă elevilor, seminariștilor, elevilor de la Colegiul Național Sfântul Iosif din Bacău, dar prin ei m-am adresat și mă adresez din nou acum tuturor elevilor care au început noul an școlar, ca și cadrelor didactice, ca și părinților implicați în procesul de educare, de formare a generației tinere. Spuneam atunci că școala permite elevilor să crească tot mai mult în umanitate, în acele aspecte care țin de natura însăși a omului și care fac ca voi, elevii, să fiți tot mai mult oameni, așa cum dorește Dumnezeu și Dumnezeu cel care ne-a creat. Și cum anume vă poate ajuta școala să creșteți în umanitate? În primul rând, asimilând acele cunoștințe care s-au dezvoltat de-a lungul timpului și care constituie patrimoniul cultural al societății umane. Străduiți-vă de aceea, dragi elevi, să acumulați cât mai mult, învățați cât mai mult. Nu pierdeți timpul, cum ne exprimăm noi, să nu ardeți gazul de pomană. Tentațiile, sigur, sunt multe, foarte multe, așa cum spune Biblia, însă este un timp pentru toate, un timp pentru joacă, un timp pentru învățat, un timp pentru dormit, un timp pentru lucrat și așa mai departe. Totuși, pe de altă parte, deși este important, nu este suficient să știți multe lucruri. Este important, dar nu este suficient să știți, să acumulați cât mai multe lucruri în anii de școală. Este important, spuneam și sublinez, nu suficient, pentru că foarte important sau necesar este să descoperiți sensul lucrurilor, acel de ce, de ce, mereu ne întrebăm de ce, care se află în spatele a ceea ce se vede și pare evident.
Școala nu există doar pentru a instrui, ci și mai ales pentru a educa. Și îmi place foarte mult în acest sens să-mi amintesc de ceea ce spunea Papa Francisc despre cele trei limbi pe care orice persoană matură trebuie să le vorbească. Și învățați la școală și voi să vorbiți aceste trei limbi. Limba minții, limba inimii și limba mâinilor, spune Papa Francisc. Spunea el, misiunea școlii este tocmai aceea de a învăța pe copii și tineri aceste trei limbi. Limba minții, adică să fie informați, să fie citiți, cultivați cât mai mult. Limba inimii, să iubească, să-i pese fiecărui elev și de cei de lângă el, mai ales de cei care sunt cu probleme, cu handicap sau, știu eu, cu suferințe sau mai puțin dotați intelectual. Și limba mâinii să treacă concret la fapte, să ajute, să facă binele. Și încă un ajutor foarte important, voi în școală îl puteți găsi și să aveți grijă, eu chiar sublinez acest lucru, privitor la relațiile cu ceilalți colegi. Școala este locul în care nu poți trăi singur. Puteți crește în umanitate dacă vă deschideți spre ceilalți și dacă stabiliți relații de prietenie sinceră, de respect, de colaborare, de solidaritate cu colegii voștri, acordând o atenție deosebită celor mai slabi și mai fragili. Dragi elevi, eu vă doresc să întâlniți profesori care să fie nu numai buni, experți în materia lor, dar și capabil să vă ajute să cunoașteți adevărul, să vă înțeleagă problemele, să vă răspundă la întrebările legate de sens, să vă indice căi de solidaritate, să vă ajute să fiți buni, buni cetățeni ai lumii, ai bisericii, autentici martori ai credinței. Și vreau să adresez un cuvânt și părinților și tuturor cadrelor didactice. Dacă școala este o ocazie de creștere în umanitate, mai ales pentru elevi, asta înseamnă că activitatea dumneavoastră, a cadrelor didactice în special, este extrem de importantă și prețioasă. Sunteți chemați să semănați cu încredere și generozitate, așteptând cu speranță, desigur, să vedeți și roadele acolo unde ați semănat. Dar rețineți că nu este suficient să transmiteți niște informații. Vocația și misiunea dumneavoastră este mult, mult mai înaltă. Sunteți chemați să educați, să învățați pe tineri nu doar limba minții, ci și cea a inimii și mai ales a mâinilor, să treacă concret la fapte. Cu alte cuvinte, să-i ajutați pe elevi să știe, să simtă și să facă ceea ce este bun, ceea ce este edificator pentru ei și pentru societatea în mijlocul cărora trăim. Vă doresc tuturor elevilor, dar și cadrelor didactice, mult succes, multă inspirație și mult har de la Domnul. Mulțumim, preasfințite, pentru acest cuvânt încurajator. Reținem și noi că e important nu numai pentru elevi, pentru copii, dar pentru toți oamenii să aibă limbajul rațiunii, să aibă limbajul inimii, emotivitatea și să fie și limbajul practicii al faptelor. Vă mulțumim pentru gândul pe care l-ați transmis copiilor, dar și părinților și pedagogilor, educatorilor, profesorilor, să fie un an rodnic pentru toți cei implicați în demersul educațional, așa încât să fim o societate românească sănătoasă, care se hrănește din valori autentice. Și da, umanitatea noastră să se vadă în tot ceea ce întreprinde. Vă mulțumim mult că ați fost aici, în studioul RCIS FM. Vă dorim toată binecuvântarea Domnului în activitățile care stau acum înaintea preasfinției voastre, anul pastoral, vizitele canonice și acolo unde ajungeți să fiți o binecuvântare pentru cei care vă întâlnesc. Vă mulțumesc!
Cu multă plăcere, lăudat să fie Iisus Hristos. În vecii vecilor, amin. A fost preasfințitul Iosif Păuleț la Dimineți Împreună. Mulțumim pentru aceste gânduri. Mergem mai departe cu un moment muzical și ușor, ușor ne apropiem de a doua oră, de la ora 10 la 11, un alt interviu, dar până atunci informații interesante. Aici rămâneți alături de noi. Trăim bucuria de a fi împreună. Ercis FM.